pasionat de succesul speciei umane pe, pe planeta asta. Da, ok, poate un pic cam departe. Asta e o imagine a Pământului din sonda Voyager pe planeta asta, să zic. În trecut, prezent și, și viitor. Și ca să nu încep să vorbesc de cum ar trebui să trecem de la ideea asta, cum să ne salvăm planeta și cum să fie totul bine la sol, și să ajungem la asta, o să încep cu partea pragmatică a lucrurilor. Oamenii, ca orice altă specie, succesul omenirii depinde de accesul la forme de energie. Și în graficul ăsta aveți, avem formele de energie de care depinde populația lumii. În partea aveți populația și aici aveți cât din cărbune, cât din petrol, cât din etc. Ne susține. Poftim? N-am înțeles, ok. 6 miliarde de oameni, 6-7 miliarde de oameni cât suntem acum, fiecare procent din populația asta depinde de un anumit procent de energie extrasă din petrol, cărbune, etc. Trecând mai departe. În afară de energie, noi suntem una din speciile care mai au nevoie de altceva și de resurse materiale. Pentru că noi suntem aia care au făcut unelte și care au pornit de la asta și au ajuns la asta. Acum, ca în viitor să putem să mai construim chestii de genul ăsta și să mai facem iPhone 7 și 8, avem nevoie de resurse minerale. Și aici intră în joc industria mineritului și nu mai arată de mult mineritul cum arăta în albă ca zăpada și 7 pitici. Acum avem în general două opțiuni. Ori facem strip mining, în care facem gropi foarte, foarte mari și din multe tone de minereu scoatem grame de... multe tone de minereu grup scoatem câteva grame de minereu net. Sau ca în diagrama asta, pur și simplu decupăm munți și acum câțiva ani eram în China și am avut bafta să călătoresc în vest, să merg în Shaanxi și în Mongolia interioară și fiind în tren, uitându-mă pe geam, am rămas superfiat, am văzut un munte care era decupat ca și cum cineva, un uriaș, a venit cu un cuțit de tort și pur și simplu a tăiat felii din el. Era efectiv feliat. Și, după cum vă puteți imagina, ăsta e un proces care e foarte poluant. În momentul în care ai și strip mining și genul arunci în aerul multe întreg, ai mult minereu care ajunge în contact cu aerul, oxidează, ploaia îl ia și transformă apele, face râuri acide. 75% din apa potabilă a Chinei e poluată iremediabil în momentul ăsta. Situația asta e prezentă și în alte părți ale lumii și dacă vrem, gen, să ajungem la minereul din sol, e ceva ce e o consecință care ne lovim. Și dacă asta n-ar fi destul, mai avem și aspectul economic. În graficul ăsta avem numărul de descoperiri de minereuri. Și observați că se oprește undeva la 1998. Cu verde vedem prețul per minereuri, per metale. Prețul de exploatare care e în creștere. Deci, rămânem fără, asta vreau să spun. La tehnologia și la felul în care folosim acum industria de minerit, rămânem fără. Vestea bună e că într-un asteroid de gen, ok, nu de genul ăsta, asta e genul de asteroid care e advers la sănătatea speciilor. Într-un gen de asteroid ca ăsta, putem să avem mai multă platină, de exemplu, decât a fost vreodată exploatată pe Pământ. Pentru că, în esență, platina care noi o luăm acum din scoarța terestră e rezultatul din impactul de asteroizi.
pentru că platina care era pe planeta asta, la formarea planetei, s-a strâns toată în nucleu, fiind foarte tensă, și dă parte la câmpul electromagnetic care ne protejează planeta de ogitorile solare. Acum, ok, știm că avem acolo resursele, sunt în spațiu. Problema e cum ajungem la ele. Și în ultimii, începând din anii 50, ca specie am reușit să punem tot felul de obiecte și oameni în spațiu și pe anumite locuri, dar în general asta a fost făcută de guverne cu bugete foarte mari, mare parte în războiul rece. Și vestea bună e că de câțiva ani, mai puțin de 10 ani, toată povestea asta cu aerul, toată povestea cu spațialul, din aerul spațial, a sărit în mediul privat. Destul de mult încât să putem popula harta asta cu companii din transportul spațial doar în Statele Unite. Avem în Statele Unite companii care fac hoteluri spațiale, cum ar fi Bigelow Aerospace, care de 5 ani de zile are hoteluri spațiale gonflabile în test, în orbită, Genesis 1 și Genesis 2, și de o lună și ceva a primit contractul pentru construcția unei extensii la spația spațială internațională. Avem companii cum e Virgin Galactic, al lui Sir Richard Branson, care în curând o să pună oameni în orbită joasă. Și avem companii cum e brațul spațial al KLM-ului, care te lasă să pilot, te lasă devii și copilot în momentul în care nava e proiectată în așa fel, încât când ieși în orbită, ești lângă pilot și preiei un pic controlul. Și ca să vin cumva mai aproape de casă, avem Arca Space, o asociație de râmnicu Vâlcea, care a început în 1999 din garaj. Și au ajuns în 2002 să-și lanseze prima rachetă. Au ajuns în 2010 să lanseze cel mai mare balon stratosferic din istorie și cu o tehnică destul de specială. Motorul care îl foloseau era cu apă oxigenată și avea doar 60 de grade. Trebuie efectiv să pui mâna la motorul rachetei și să nu pățești aproape nimic, în zburată. Și ideea e că toată lumea le spunea că e imposibil. Statul spunea că e imposibil ce vor să facă, familiile spunea că e imposibil ce vor să facă. Era imposibil. Și oamenii și-au construit propriul tunel de vânt, au ajuns să facă zboruri suborbitale. Acum construiesc un avion supersonic, IR-111, care este aproape gata. Acum câteva luni au testat cabina avionului, care în caz de urgență se catapultează în totalitate. Și au făcut cel mai rezistent rezervor de kerosen din material compozit din lume. Au bătut tehnologia rezervoarelor de pe rachetele Atlas. Toate astea din donații. Acum lucrează la rachete care urmează să pună sarcini de 400 de kg în orbită. Și fac parașutele pentru navele care urmează să trizeze pe Marte, de la ESA. La Râmnicu Vâlcea. Ok, acum știm că e posibil să punem lucruri în orbită. Să ne amintim de ce vrem să le punem, minereurile. Avem platină de 196 de ori mai multă pe un asteroid decât putem să găsim în soarță terestră. În unde sunt X-urile, vedeți exact de câte ori avem materiale mai prezente în asteroizi prin orbită decât în soarță. Și asta se poate apare. Poftim? Da. Una din patru dispozitive electronice au materiale
din clasa de platină. Dar ca să ajungem să începem mineritul asteroizilor, întâi trebuie să-i găsim. Și avem două organizații care fac asta. Avem Planet and Resources, care fac prospecțiuni în asteroizilor din apropierea imediată a Pământului, pentru minereuri. În primul rând pentru apă. Urmează să facă benzinăriile orbitale, transformând apa în combustibil. Un singur asteroid poți să găsești mai multă apă decât decât am folosit noi combustibil până acum în toate zborurile spațiale. Și avem organizația B612, care caută asteroizi care ar putea lovi planeta. Și ei și-au pus, ei urmează să-și pună Santinela un pic mai departe, în orbita lui Venus, ca să avem și timp să-i hidăm în afara țintei noi. Și Planetary Resources, ca să vadă, cât de interesat e publicul în tot domeniul ăsta, au lansat o campanie pe Kickstarter. Urmează unul din sateliții prospectori care îl lansează, urmează să îl dea publicului sub control și o să putem cu o aplicație de iPhone sau de Android să direcționăm telescopul din orbită și să facă poză la ce vrem. Și mai mult, o să putem să ne facem poză la noi, la o poză cu noi în orbită. Are un pad pe el, fotografiat de o cameră, poți să-i trimiți cameră, poți să-i trimiți poza cu tine și el să facă poză la poza ta. Îi zice space selfie la concept. Și atât. Vă mulțumesc.